Acesta este procentul notelor peste 5 la limba și literatura română clasa A8-a, unde au fost prezenți 6.910 elevi. La clasa A7-a, la probă, au fost 6.741 de elevi, iar procentul 69,73. Aici au fost 4 note de 10, iar la clasa A8-a, 8 note de 10. La matematică, procentul notelor peste 5 a fost de 42,52 la clasa A7-a și de 38,77 la clasa A8-a. Totuși, matematica a adus mai multe note de 10, 22 la clasa A7-a, 11 la clasa A8-a. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, spune că rezultatele la simularea evaluării naționale 2019 reprezintă un semnal de alarmă, puțin peste jumătate dintre elevi obținând note de peste 5. Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătățirea performanței școlare. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui sau tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog. Simularea evaluării naționale are ca scop familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl vor susține la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum și optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la probele din luna iunie.